Mașina condusă de târgujeanul în vârstă de 31 de ani a intrat într-un cap de pod, după care a sărit într-un pârâu. Impactul cu solul i-a fost fatal șoferului, care a decedat pe loc. Pe DG665, pe raza comunei Prigoria, a avut loc un grav accident de circulație, în urma căruia conducătorul auto a decedat. Acesta, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pătruns într-o curbă la dreapta, a părăsit carosabilul și a căzut de pe un pod în albia unui râu. Martorii susțin că bărbatul circula cu viteză foarte mare. Au auzit o bubuitură puternică, iar când au mers să vadă ce s-a întâmplat, au găsit mașina în râu, iar pe pasagerul din dreapta cerând ajutor. Eram la stână și odată ne-am auzit bubuituri. Și băiatul, colegul care a fost, a strigat și să ajutor. Atât. Și ați sărit să ajutați? Da. Și? Dar nu-i scoseră. Îl scoseră din mașină? Da. Și cum era? Era plin de sânge. Mai respira când ați ajuns dumneavoastră? Nu. Soția victimei spune că bărbatul consumase alcool înainte de a urca în mașină. A încercat să-l oprească, însă rugămințile ei au fost zadarnice. De obicei avea boala vitezei. A consumat ceva alcool înainte? Consumase, da. Consumase, cred. Păi nu știu ce exact ce băuse, dar știu că băuse. Ați încercat să-l opriți să nu se urce la volan? Da, am încercat să-l opresc și n-am avut. M-am pus în fața mașinii, nu. Dar nici nu m-am gândit că vine aici. Mă gândeam că prin oraș și atât. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului rutier.